Bună și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru zodia Pești și pentru cei care aveți ascendentul în această zodie. Persoanele care au hotărât să urmărească acest videoclip și încă nu sunt abonate, le invit să se aboneze apăsând butonul Abonează-te sau Subscribe. Dacă doriți să primiți notificări atunci când eu postez un videoclip nou, va trebui să apăsați și clopoțelul. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu și, bineînțeles, un like. Ar ajuta foarte mult la susținerea acestui canal. Vă mulțumesc! Voi începe previziunile pentru voi pentru luna septembrie cu un mesaj de la îngeri. Mesajul pentru voi vine de la Rei, cred, care vă transmite mesajul că yoga și exercițiile fizice în această lună pentru voi vor fi esențiale pentru a vă păstra starea de bine, pacea minții și pentru a vă dezvolta spiritual. Mai mult, acest înger vine cu un sfat, este un moment ideal, este un moment oportun pentru voi să vă apucați poate de o cură de slăbire, de o cură de cum se cheamă, dar nu-mi vine cuvântul în acest moment, detoxifiere, în regulă, detoxifiere. Poate este momentul să renunțați la anumite vicii, este momentul să faceți mai mult sport, este un moment ideal să vă ocupați mai mult de starea dumneavoastră fizică, de sănătatea dumneavoastră și, bineînțeles, de starea dumneavoastră psihică. Și de ce nu, poate să vă rugați mai mult sau să vă dezvoltați mai mult din punct de vedere spiritual, să citiți anumite cărți, să mergeți, eu știu, în anumite locuri sacre, da, să învățați mai multe lucruri, să meditați, să faceți yoga, da, de la caz la caz, fiecare cu ce rezonează mai bine. Dar principalul lucru este să faceți ceva din toate astea. Dragii mei, haideți să vedem mai departe ce mesaje vin și de la cărțile de tarot pentru voi pentru luna septembrie. Voi începe din punct de vedere a sănătății fizice și mentale. Apoi vom vedea previziunile din punct de vedere economic, a locului de muncă, al carierei, chiar mai apoi să vedem cum va fi această lună și din punct de vedere sentimental, amoros. Bun, începem cu planul psihic, cu sănătatea fizică și mentală pentru luna septembrie. Unii dintre voi clar vor avea anumite nemulțumiri, o supărare, dar văd ceva trecător. Cărțile vorbesc mai mult despre starea dumneavoastră psihică, despre ceea ce gândiți sau despre cum faceți față anumitor situații din viața dumneavoastră sau cum interpretați anumite situații, da, care se ivesc, anumite probleme. Câteodată depinde
și de interpretarea noastră, de cum interpretăm un anumit cuvânt sau cum interpretăm o anumită situație. Văd că unii dintre voi vor fi triști, supărați, amărâți, ca și cum, nu știu, ceva vă lipsește sau nu mai este nicio șansă să o luați de la capăt sau nu mai este nicio șansă să, nu știu, să faceți un alt lucru. Dar văd deznădejde, nu mai aveți curaj, da, lipsește curajul. Din punct de vedere fizic, nu văd să aveți probleme, din contră, veți fi foarte, să spunem, îmi vine să spun intuitiv, cu siguranță veți fi, din moment ce îmi vine să spun acest cuvânt, veți fi destul de energici, da, plin de vitalitate, acest lucru nu vă lipsește, da, vă lipsește altceva, la nivel sufletesc, la nivel psihic. Merg mai departe, dragii mei, mesajele din tarot, să vedem din punct de vedere economic, financiar, a locului de muncă, cum va fi această lună pentru voi. Aveți o temere. Aveți poate teama că veți fi dați afară de la locul de muncă sau aveți teama poate că nu veți putea să mai mergeți la locul de muncă. Simțiți o agitație, simțiți că ceva se întâmplă. Și am zis, o să aveți o intuiție foarte bună. Simțiți că se apropie un pericol. Simțiți că trebuie să vă apărați sau să vă protejați. Da? Sau poate să faceți, de ce nu, anumite pregătiri ca să întâmpinați acest pericol pe care, cu siguranță, mulți dintre voi vor simți că vine. Poate să fie pierderea locului de muncă, poate să fie, eu știu, poate unii doriți să avansați și sau doriți, eu știu, să vă schimbați locul de muncă și așteptați un mesaj, așteptați un ok de la cineva și acel mesaj poate întârzie și vă faceți foarte mari probleme. De ce nu mai vine? Sigur, nu mă acceptă la acel loc de muncă. Nu știu, nu sunt potrivit. Poate unii dintre voi vă veți face și anumite, să spunem așa, nu știu, gânduri negative. Și gândurile negative, după cum bine știți, de multe ori se transmit sau se traduc sau cum vreți să-i spuneți în realitate. Bun, dragii mei, nu văd să rămâneți fără bani, nu văd să aveți mari probleme cu banii, dar totuși cărțile avertizează. Ai grijă, nu te băga în anumite conflicte, nu te băga în anumite discuții. Dacă ai un loc de muncă, ține de acel loc de muncă. Nu este momentul potrivit sau oportun să mergi spre altceva sau să îți dorești. Ceartă cineva afară. Țipă. Ok. Da, deci nu este un moment potrivit, un moment oportun, eu știu, de a lua decizii ferme, hotărâte. Analizează foarte bine înainte de a spune da. Da? Poate să fie vorba chiar și despre, în unele cazuri, cineva vine și vă propune o afacere. Stați și analizați, nu spuneți da din prima. Merg mai departe. Cum va fi luna septembrie pentru voi? Din punct de vedere, mi-a sărit deja niște cărți. Nici nu mai spun, nici nu mai trebuie să mai spun.
apare diavolul. Diavolul este ca o ispită. Diavolul tot timpul vine cu o obsesie, cu ceva de care nu te poți desprinde. Nu poți să faci pace, poate nu poți să faci pace cu trecutul, poate nu poți să ajungi la o înțelegere cu partenerul, poate simți lipsa partenerului, poate partenerul lipsește, da, nu este prezent, poate muncește prea mult sau poate unii dintre voi își vor aminti de o iubire mai veche sau vă caută, să spunem așa, acea iubire mai veche. Vă amintiți sau retrăiți sau poate ieșiți la o cafea, de la caz la caz. Nu văd aici un nou început. Da, clar, va fi în acest caz pe care despre care v-am vorbit, va fi, să spunem, doar o aventură de o noapte. Dar mai mult nu văd pentru că lipsește acea dorință, lipsește acea iertare, da? Nu puteți ierta, nu puteți să treceți peste un anumit lucru sau un anumit, da, factor. Chiar dacă sunteți în cuplu, veți simți că partenerul nu este foarte apropiat de voi. Poate va avea mult de muncă, așa cum am spus, sau poate pur și simplu va trece și el la rândul său printr-o perioadă mai dificilă, mai stresantă și atunci cumva trebuie să fiți aproape, trebuie să îl încurajați. Dragii mei, diavolul, așa cum bine știți, înseamnă și farmece și magie. Poate unii dintre voi chiar aveți aceste farmece, aceste energii negative care vă blochează calea spre a întâlni pe cineva sau pentru a fi împlinit sau pentru a vă simți împlinit. Atunci trebuie să apelați la dezlegări, la preot, la rugăciuni, la înălțare, da? La exerciții de yoga, la exerciții fizice, la meditații, la Reiki, de ce nu? Și așa mai departe. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez, pe curând!